În acel timp, Iisus umbla prin Galileea. Nu vroia să meargă în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L ucidă. Era aproape sărbătoarea iudeilor, cea a corturilor. După ce au plecat frații lui la sărbătoare, a urcat și el, însă nu în văzul lumii, ci pe ascuns. Unii dintre cei din Ierusalim spuneau, nu este acesta cel pe care caută să-L ucidă? Iată, vorbește în public și nu-i spun nimic. Oare au recunoscut într-adevăr conducătorii că acesta este Hristos? Dar acesta știm de unde este. Când va veni Hristos, nimeni nu va ști de unde este. Atunci Iisus, în timp ce învăța în templu, a strigat și a zis, voi mă cunoașteți și știți de unde sunt, și totuși nu am venit de la mine însumi, ci într-adevăr este unul care m-a trimis, pe care voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc, pentru că vin de la el și el m-a trimis pe mine. Atunci căutau să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe el, pentru că nu-i venise încă ceasul. Cuvântul Domnului, laudă ție, Hristoase! Lăudați să fie Iisus Hristos! Preacucernice, Părinte Paroh, iubiți frați și surori în Hristos, cred că exigența cea mai mare a vieții noastre de credință și inclusiv a chemării lui Dumnezeu și a drumului nostru în viață este fidelitatea, să rămâi fidel. Greu nu este să luăm decizii îndrăznețe, curajoase. Greu nu este să alegem ceea ce alții nu aleg, în mod conștient, bineînțeles, ci greu este să rămânem fideli alegerilor noastre. Este greu să rămânem fideli iubirii pe care am ales-o și pe care am promis-o. Este greu să rămânem fideli unui stil de viață care să fie coerent cu vocația noastră. Și iată de ce astăzi vă propun să descoperim de ce este atât de greu să trăim fidelitatea și mai ales care sunt pașii care ne conduc spre infidelitate, infidelitate față de Dumnezeu, față de viața și vocația noastră, infidelitate față de aproapele. Și bineînțeles că acest lucru are de-a face cu lumea în care trăim, pentru că Papa Francis de mai multe ori repeta în discursurile sale și mai ales în cuvintele pe care le adresează tinerilor, ne avertizează asupra pericolului de a trăi într-o cultură a provizoriului și subliniază cum această cultură a provizoriului deseori se infiltrează și în viața noastră a creștinilor, făcând temporare acele alegeri pe care am crezut că la început sunt definitive și slăbind capacitatea noastră de a adera la alegeri și la moduri de viață definitive. De fapt, spunea el la un moment dat că a rămas uimit când un episcop a venit și a spus că cineva dorea să intre în seminar, să devină preot, însă vroia să fie preot doar pentru 10 ani. Pentru că apoi să-și vadă de viața sa. Într-adevăr, este dificil să rămânem fideli, pentru că fidelitatea cere efort, fidelitatea cere angajare, fidelitatea cere o doză mare de energie pe care să o investim zi de zi în viața noastră. Iar infidelitatea noastră nu se naște peste noapte, ci crește, se infiltrează în sufletul nostru în mod subtil, încetul cu încetul. Și aș vrea să apelăm la un personaj faimos din Vechiul Testament, la regele Solomon, un rege înțelept, glorios, dar care a trăit pe pielea lui ce înseamnă această infiltrare în viața sa a infidelității. Cred că știm cu toții istoria acestui rege. Este fiul lui David, un rege extrem de important pentru poporul ales. Iar Solomon vine să moștenească această împărăție a tatălui său David, o împărăție pe care o duce la culmile cele mai mărețe pe care le-a întâlnit vreodată Israelul, pentru că acel popor mic din Vechiul Testament, Israelul, în timpul regelui Solomon atinge gloria sa cea mai înaltă.
Ni se povestește în Cartea Întâi a Regilor cum mulți regi și regine, mulți conducători de state sau de armate veneau să-i asculte cuvintele lui Solomon, să se bucure de înțelepciunea acestui rege. Numai că la un moment dat în viața sa se infiltrează obscuritatea răului, a păcatului, iar acest lucru face tragică viața sa. Dacă deschidem Cartea Întâi a Regilor, vom vedea la capitolul 3 că momentul în care Solomon alege, este ales rege, este uns rege, este unul de o solemnitate deosebită și este însoțit de o rugăciune pe care Solomon o exprimă din adâncul inimii sale. Îi cere lui Dumnezeu un lucru, îi cere înțelepciune, de fapt spune el, îi cere Domnului o inimă docilă, o inimă ascultătoare, care să-l ajute să surprindă glasul lui Dumnezeu și să călăuzească acel popor. Nu-i cere nici aur, nu-i cere nici putere, nici viață lungă, nici moartea dușmanilor. Însă ceea ce este minunat este că Dumnezeu nu doar îi ascultă rugăciunea sa, cea rostită, dăruindu-i înțelepciune, dar îi împlinește și celelalte cereri ale sale nerostite, îi dăruiește și viață lungă, îi dăruiește și pace, îi dăruiește și bunuri pământești. Și este înțelepciunea cu care trebuie să ritmăm și noi orice rugăciune a noastră, o înțelepciune pe care nu o descoperim din cărți sau nu ne este dată din natură, ci ne este dată din modul nostru de a trăi. Și vom reuși să-i cerem lui Dumnezeu lucrurile esențiale ale vieții noastre doar atunci când vom adera cu adevărat la bine, când vom fi cu adevărat de partea adevărului. Doar atunci vom reuși să discernem în viața noastră ce este cu adevărat bine și ce s-ar putea să se prezinte în ochii noștri sub forma unui bine fals sau al unui bine prefăcut. Este un risc care domnește deseori în viața noastră a creștinilor, pentru că dacă cel rău ne ispitește și ne va ispiti, nu o va face niciodată într-un mod în care răul pe care el ne determină să-l facem să ni se pară rău, ci tot timpul răul este ascuns sub masca binelui, sub imaginea a ceea ce este plăcut, a ceea ce pare util vieții noastre. Și astfel se strecoară în viața noastră, încet, încet, o formă de a alege un bine mai mic sau un rău ascuns sub masca binelui. Și sunt alegeri mici care ritmează viața noastră și care ne conduc spre un destin tragic, așa cum s-a întâmplat cu Solomon. Pentru că ne spune autorul cărții Întâia Regilor că Solomon îl iubea încă de la început mult pe Dumnezeu, îi era devot, însă subliniază acolo la un moment dat că Solomon ardea tămâie și pe înălțimile munților, adică în acele locuri unde erau construite câteva temple dedicate zeilor păgâni, poate fără să creadă în ei, poate fără să adere cu adevărat la învățătura acestor zei, însă cu siguranță cu dorința de a face pe plac unei părți din popor. Așa se întâmplă și în viața noastră, atunci când infidelitatea se strecoară. Nu este niciodată ceva grav, este mereu ceva ușor, ceva soft, am spune astăzi, ceva care nu ne scandalizează, o abatere care nu este nici de cum păcat de moarte, care poate să ne ajute să trăim mai liniștiți, mai liberi, însă care ușor, ușor strecoară în sufletul nostru acea obscuritate a răului, a întunericului. Exact cum s-a întâmplat cu Solomon, care spunea că îl iubește pe Dumnezeu, dar nu ezita să ardă puțină tămâie și pentru idolii acelui timp. Problema este însă atunci când acest mod de a trăi, aceste alegeri ale noastre se repetă, pentru că repetarea acestor păcate veniale, ar putea să fie păcate veniale, întunecă conștiința noastră și ne determină să nu mai alergăm atât de bucuroși spre a face binele, cât mai ales slăbesc voința noastră de a face binele și rezistența în fața răului. Iar toate aceste moduri de a ne comporta nu fac altceva decât să sedimenteze în viața noastră un pat de întuneric. Am putea spune că este
o treaptă la care deja omul nu mai simte libertatea, nu mai are capacitatea de a alege, ci este mereu determinat de acele concesii care la început au fost mici și care acum devin din ce în ce mai solicitante și cer mai mult. Și dacă vreți, putem să luăm cazul unuia care a ajuns să fure, dar nu o găină, ci să delapiteze bănci sau să fraudeze statul cu milioane și milioane de lei, fără ca să simtă nici cea mai mică remușcare de conștiință. Aceasta pentru că a urmat un drum constant de coborâre, un drum lent de care nu și-a dat seama și care acum nu-i spune nimic, pentru că conștiința sa este moartă. Și de aceea avem atâtea cazuri în care oameni care săvârșesc nelegiuiri apar în fața judecătorilor sau în fața televiziunilor și susțin că nu au făcut nimic rău, pentru că alții au făcut ceva mai rău decât ei, sau pentru că și-au urmat doar propriul interes și era un mod înțelept de a-și asigura un trai decent și stabilitatea familială, sau pentru că trebuiau să își apere acea funcție sau acel loc și trebuiau să își păstreze protecția celui care era deasupra. Și ne aflăm în fața unor scuze cât se poate de lipsite de inteligență, pentru că nu este permis niciodată să justificăm răul cu alt rău sau să numim răul bine. Și ajungem poate la pragul cel mai de jos al infidelității și al degradării conștiinței noastre, atunci când răul sufocă vocea noastră interioară, când nu mai suntem capabili să numim răul rău și trăim într-un mod natural cu răul, ceea ce este de fapt invers destinului nostru, pentru că ne spune și Sfântul Apostol Paul că omul în mod normal trebuie să tindă spre bine, spre ceea ce este frumos, chiar dacă uneori mai săvârșește și răul. Atunci când abandonăm lupta pentru sufletul nostru, când nu mai suntem atenți asupra simțurilor noastre, asupra trăirilor noastre interioare, riscăm să cădem pe o pantă, o pantă progresivă, care știm de unde pleacă, de la alegeri mici, de la alegeri veniale, însă care nu știm niciodată unde ajunge, pentru că acea ardere de tămâie pe care Solomon o făcea la început nu a mai fost suficientă. Și spre finalul istoriei sale, pe la capitolul 11 din Cartea Regilor, ni se spune că Solomon, după ce i-a clădit lui Dumnezeu un templu, a mai clădit alte zeci sau sute de temple dedicate zeilor păgâni pe care soțiile sale sau concubinele sale le venerau. Așadar, un drum descendent, un drum care tot timpul dorește să mărească doza. Doza de la început nu mai este niciodată nici de cum suficientă, conștiința nu mai este capabilă să discearnă răul și atunci ne trebuie mai mult. Ne trebuie mai mult pentru ca viața noastră să pară fericită și nu este nici de cum așa. Pentru că dacă pe de o parte omul a ajuns într-o astfel de situație, nemaivegând asupra vieții sale, nu mai suferă răul, nu se mai întristează atunci când face ceva rău, pe de altă parte, răul pe care îl face nu-i oferă nici de cum bucurie, ci tot timpul lasă în sufletul său o doză de nemulțumire, o doză care va cere ceva în plus de fiecare dată. Cred că ceea ce trebuie să ne scandalizeze astăzi nu este răul care se află în jurul nostru, cât mai ales incapacitatea multora dintre noi de a evita răul și de a trata răul ca pe ceva comun în viața noastră, de a nu mai duce nici cea mai mică luptă împotriva răului, pentru că nu mai simțim această nevoie. Și viața noastră se cufundă astfel în întuneric și devine tristă, așa cum a devenit tristă viața lui Solomon, care din acel rege înțelept ajunge să atragă mânia lui Dumnezeu și să șteargă promisiunea lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu dă curs mâniei sale și rămâne fidel față de cuvântul dat lui David, tatăl lui Solomon, și nu-i va lua domnia fiului său, ci după Solomon regatul israelit se va împărți,
însă va rămâne o descendență din David. Este o istorie care se poate regăsi în viața noastră a tuturor. O istorie umană, o istorie tristă, plină de infidelitate, însă care poate să devină istorie divină, mai ales dacă la un moment dat reușim să ne ridicăm privirea spre Dumnezeu și să invocăm ajutorul Său. Pentru că păcatul nostru, păcatul oamenilor, cheamă de multe ori, poate chiar noi înșine, în mod inconștient, chemăm milostivirea lui Dumnezeu. Pentru că infidelitatea noastră a oamenilor are nevoie zi de zi de fidelitatea lui Dumnezeu, un Dumnezeu care nu-și retrage cuvântul, nu-și retrage promisiunea de viață și de fericire, chiar dacă viața noastră interioară se degradează. Așadar, astăzi, cred că dacă ar trebui să îi cerem ceva lui Dumnezeu, trebuie să îi cerem acest dar al fidelității, mai ales în lucrurile mici, pentru că de aici se naște infidelitatea cea mare. Trebuie să îi cerem să fim capabili să rămânem coerenți cu alegerile noastre de viață, în gânduri și fapte, în cuvinte și mai ales în atitudinea pe care o avem în viața noastră de zi cu zi. Altfel, riscăm să ne compromitem atât destinul nostru, cât și fericirea pe care o căutăm cu atâta ardoare. Să-i cerem Domnului așadar ca, în ciuda drumului greu, anevoios și lung, să putem să rămânem fideli vocației noastre. Să-i cerem să putem rămâne fideli mai ales atunci când viața noastră obosește și când semenii noștri, mai ales cei pe care îi iubim și în care investim iubire, ne dezamăgesc. Să-i cerem să ne ajute să rămânem fideli atunci când se înserează în sufletul nostru și când descoperim cât de slabi suntem, să nu abandonăm niciodată această dorință de a rămâne fideli vieții și vocației noastre, pentru că doar astfel putem să găsim împlinire. Și vedem cum Dumnezeu a semănat fidelitate în jurul nostru, atâta fidelitate în natură, încât copacul nu refuză niciodată să înverzească, chiar dacă există riscul să se întoarcă iarna. Floarea nu refuză niciodată să înflorească, chiar dacă cineva ar putea să o calce în picioare. Rândunica nu refuză niciodată să-și construiască un cuib, chiar dacă știe că la un moment dat va veni toamna și va trebui să-l părăsească. Fidelitatea trebuie să fie și seva care să hrănească viața noastră și să transforme iubirea noastră într-o limfă vitală care să hrănească relațiile noastre cu cei din jur și cu Dumnezeu. Culturii provizoriului trebuie astăzi să îi substituim cultura definitivului, o cultură inaugurată de Hristos pe cruce, Hristos care s-a dăruit în întregime pentru noi, Hristos care s-a dăruit pentru totdeauna omului, pentru ca omul să fie capabil de decizii mărețe și fidele. Să fim și noi capabili să rămânem fideli zi de zi vieții și vocației noastre.